poezie și atât. Andrușa și cu mine stropim cartofii. Fiecare avem un spate mașină de stropit. Gândacii au format colonii pe cartofii noștri, de parcă au descoperit o nouă planetă. Sau o nouă existență lipsită de agonie, capcane și absurditate. Stropim curpenii de cartofi cu 3 ml de confidor dizolvat în 10 litri de apă. În curând, gândacii vor cădea unul câte unul. Doar 3 ore și gândacilor le se va face rău și vor muri. Ei nu pot vomita când le se face rău. Mie și lui Andrușa ne curge o travă pe spate. Nenorocirile de mașini de stropit sunt crăpate. Auzi, Andrușa, nu ți-a trecut prin cap că acolo sus cineva încearcă să ne extermine, la fel cum noi facem cu acești gândaci? Să ne stropească și el cu un fel de otravă, nu chiar confidor, dar ceva cu efect îndelungat. Să ne se facă rău de tot, dar să nu murim îndată și la rândul lui să fie crăpată mașina sa de stropit. Să-i curgă și lui o travă pe spate. Ne-ai citit din volumul care se intitulează chiar 3 ml de confidor. Este volumul tău de debut. Cum a fost debutul? Cred că este un început bun. Îmi place așa să cred. Nu a fost cea mai bună chestie pe care i-am dat-o sau, mă rog, care mă gândeam că vreau să o dau și în care să-mi epuizez toate energiile, dar a fost un jeton destul de norocos cu care am pariat și am intrat în jocul ăsta. Ion Buzu s-a născut în 1990 în satul Ratuș din Republica Moldova. În 2013 a absolvit Facultatea de Marketing și Logistică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Debutase în 2013 cu volumul 3 ml de confidor, un volum care a fost considerat printre cele mai bune volume de poezie apărute în 2013 și care a fost nominalizat la mai multe premii de poezie importante, printre care Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, Opera Prima, Premiile Observator Cultural și Gala Tinerilor Scriitori, secțiunea Tânăr poet al anului 2013. Pășii nevrotic de pe un picior pe altul. Atunci, când te căutam prin toate căperile, apoi te-am zărit, era îmbrăcat în verde și a ieșit. Iar eu am început să-ți vorbesc despre războiul rece și Gorbaciov. Pășii nevrotic de pe un picior pe altul. Chestii despre care nici cea mai vagă idee nu aveam, doar ca tu să mai stai 4 minute. Și încercam să o scot la capăt, cu un sens genial, dar ratasem. Ajungeam să vorbesc nonsensuri și tu ai plecat fluturându-ți părul, gândind, probabil, niciodată nu l-am înțeles pe tipul ăsta. Și eu încă pășeam nevrotic de pe un picior pe altul, încercând să găsesc chestia genială despre războiul rece, cu care te-ar putea ține pentru încă ceva timp. De ce ai ales pentru debut o editură din România? În Republica Moldova, majoritatea editurilor sunt la pământ. Și sistemul de distribuții, atât cel de distribuții cât și cel de promovare, este foarte primitiv. Practic, unica editură în care e ok este Cartier, însă cărțile Cartier în România se găsesc în foarte puțin locuri. Pe lângă asta, editurile din România cumva au ștafeta mai ridicată decât cele din Moldova. Cred că a fost o alegere care le recomand tuturor celor din Moldova.